Un pui de căprioară s-a rătăcit și a ajuns într-o curte din comuna Dumbrăvița. Pentru că era vizibil slăbit, locuitorii au dat alarma. Echipa de pompieri a intervenit prompt, recuperând căprioara și oferindu-i îngrijirile necesare. Aceștia au îngrijit-o până când a fost preluată de reprezentanții Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Timișoara. Puiul de căprioară a fost dus la liceu, unde a primit tratament specializat pentru a se recupera complet. După o perioadă de refacere, căprioara va fi eliberată în mediul ei natural, în siguranță. Acțiunea rapidă și coordonată a pompierilor și a reprezentanților liceului a demonstrat importanța colaborării între instituții pentru salvarea faunei locale. Astfel de intervenții sunt esențiale pentru protejarea animalelor sălbatice și pentru menținerea echilibrului în natură.